Avem în Uniunea Europeană acest sistem care în mod normal este cunoscut și în România. Din câte știu, în perioada imediat următoare, dacă nu cumva s-a și întâmplat deja, urmează să fie înregistrat și protejat primul produs, indicație geografică românească. Din câte știu, e vorba de magiunul de topoloveni. Deci sunt produse agroalimentare a căror producție este legată specific de o anumită regiune, de o tradiție dintr-o anumită regiune. Ei, aceste produse dorim să le putem proteja din punct de vedere juridic și pe piețele externe ale Uniunii Europene. Pentru că un astfel de produs înregistrat la nivel european este protejat la nivel european. Ei, dorim să obținem această protecție și pe piața chineză, pentru ca produse europene de origine să poată să fie comercializate fără riscul de a fi contrafăcute pe piața chineză. Și într-adevăr, acest sistem de calitate nu asigură dar protecție, ci și promovare. Dar știți, în momentul în care un produs este deja cunoscut pe piață, tendința de a-l falsifica, de a-l copia, este mai mare, pentru că există un câștig. De aceea trebuie în paralel să mergem și cu promovarea acestor produse, dar și cu protejarea lor juridică. Există deja vinuri. Vinuri românești care sunt în acest sistem indicații geografice sau denumire de origine controlată, însă, într-adevăr, vinurile au un sistem de înregistrare aparte, dar care este similar sau care face parte din acest ansamblu mai mare. Însă, în afară de vinuri, România, vă spuneam, are, din câte știu, depus un singur dosar, deocamdată cel cu magiunul de topoloveni. Știți că eu, când am fost ministru, am promovat crearea acelui oficiu pentru produse tradiționale, tocmai în ideea de a promova și de a dezvolta și de a pregăti dosare pentru înregistrarea unui astfel de produse. Nu-i suficient să vrei, trebuie să și acționezi. Și eu sper ca în continuare în România să se conștientizeze importanța unor astfel de produse, nu numai din partea autorităților, ci din partea producătorilor, în primul rând. Pentru că autoritatea, un minister, nu poate să facă singur să înregistreze produse dacă producătorii nu doresc și nu se organizează să facă acest lucru. Dar, pe de altă parte, sigur că România a intrat în Uniunea Europeană doar de 3 ani de zile, deci să zicem, timpul nu e pierdut. Însă, într-adevăr, dacă România se compară cu Polonia sau cu Ungaria, de exemplu, noi state membre, o să vadă că acolo sunt deja multe produse înregistrate ca indicații geografice. Aceste produse, pentru a fi protejate, trebuie în primul rând să aibă pregătită o prezentare care să demonstreze că un anumit produs este legat, calitatea lui este legată de o anumită regiune, de proveniența materiei prime dintr-o anumită regiune sau de o anumită rețetă care ține de o regiune. Fondurile europene pot să fie unul din instrumente care prin investiții se ajute să-și modernizeze, să crească calitatea produselor, dar e vorba în primul rând de organizare. Știți, ai un interes să-ți protejezi și să-ți înregistrezi un produs când el are deja o anumită pondere pe piață și când ar exista tendința să fie copiat. E o observație statistică, dacă vreți, că în ciuda creșterii și la nivel european asta, în ciuda creșterii prețurilor produselor alimentare, veniturile producătorilor agricoli au scăzut în ultimii ani, în mare parte pentru că costurile de producție, costurile cu energia, cu motorina, cu semințele, cu îngrășămintele, au crescut, prețurile acestor au crescut mai repede decât au crescut prețurile produselor alimentare. Și pe de altă parte, în unele cazuri și pentru că este o problemă de putere de negociere între producători și ceilalți actori de pe lanțul alimentar atunci când se comercializează un produs până când ajunge de la producător la consumator. În general, într-un produs cu o identitate geografică, o indicație geografică sau denumire de origine, toți actorii de pe lanțul alimentar sunt asociați, sunt organizați în această organizație care definește realizarea produsului. Deci aici există, să spun, mai multă transparență pe lanț între producători și procesatori în general. Eu nu sunt nici profet și nici nu vreau să joc rolul nici a profetului, nici a analiștilor. Fiecare și are rolul lor. Un lucru e clar, că cererea de produse alimentare este în creștere și deci avem nevoie să creștem producția agricolă peste tot în lume, inclusiv în Uniunea Europeană, și să ne organizăm mai bine pentru a crea condițiile pentru producătorii agricoli, să-i susținem ca această producție să crească, și e un motiv în plus să menținem o politică agricolă comună importantă la nivel european.